662 de kilometri de autostrăzi au răsărit în România, deocamdată pe hârtie, în PowerPoint-ul președintelui Iohannis, cu promisiunea cu numele pompos de Planul Național de Redresare și Reziliență. E greu că vom putea merge pe aceste drumuri cât de curând. Vorbim despre 30 de miliarde de euro care vor merge în infrastructura rutieră și sanitară. 80 de miliarde în 9 ani, bani de la Uniunea Europeană, promite președintele Iohannis, se felicită pe el însuși pentru obținerea fondurilor. În urma unor negocieri intense și complicate la reuniunea Consiliului Europei din luna iulie, am reușit să obțin un pachet bugetar de circa 80 de miliarde de euro. Este o oportunitate istorică pentru România. Președintele Iohannis a fost acolo, s-a bătut pentru bani, dar puțin cam meritul personal, ușor, cam foarte în verde în față. Uite și cum au părțit președintele și guvernul banii de la Uniunea Europeană. Autostrăzi și drumuri expres, 662 de kilometri cu 6 miliarde 400 de milioane. Drumuri de conectivitate pentru stimularea investițiilor, alți 636 de kilometri, 2,3 miliarde, linii de cale ferată modernizate cu 4 miliarde de euro și, în plus, linii de metrou în București și Cluj-Napoca împreună 4 miliarde. Le urmează investițiile destinate sănătății, 2 miliarde pentru spitale noi și modernizări ale celor vechi. Planul vorbește și despre alocări de bani pentru combaterea schimbărilor climatice. Din cele 30 de miliarde, 14 sunt fonduri nerambursabile. Restul, împrumuturi cu dobânzi avantajoase. La final, România ar trebui să arate fix așa, cum o vezi, 1000 de kilometri de autostrăzi, mai puțin întârzieri pe calea ferată și drumul București-Iași, hei, la jumătate față de astăzi, în doar 3 ore. Rămâne doar să vedem cât va dura drumul de la PowerPoint la realitatea care de fiecare dată dărâmă orice hârtie, orice plan, orice promisiune în România. Bine ar fi să nu fie așa, deși cel mai probabil urmează cei mai buni ani dacă acești bani vor fi implementați în România. Să sperăm că îi prindem. Eu mă bucur că avem în sfârșit un pas înainte. Am trecut de la dosarul cu șine la PowerPoint. Suntem mai aproape de digitalizarea de care a vorbit toată lumea. Știm că zilele trecute am avut o post. E profesor de fizică, de liceu, totuși. Da, vorbim despre momente. Este deja un leitmotiv în România. Gata, vin banii pentru autostrăzi, pentru spitale, dar ne împotmolim în hârtii, în birocrație, în planuri, în modele. Dacă președintele este și în stare să facă ce spune, pentru că a promis că va fi mult mai implicat și că vom vedea un alt Iohannis când va avea guvernul lui, ar fi minunat să vedem România la treabă. Deocamdată România lucrului bine făcut a fost o bătută pe loc, o regresie. Am văzut guverne numite de Klaus Iohannis în care a strălucit mai degrabă steaua lui Liviu Dragnea. Eu, uite, citeam un articol la colegii din Ziarul Financiar care spuneau în felul următor. De ce să nu facem noi procesul invers? Hai să construim întâi spitale, școli, drumuri, orice și decontăm ulterior banii respectivi. E mai simplu și poate e o problemă are cineva... De fonduri. Nu, e o problemă de fonduri, nu. E o problemă de bani, e o problemă de logică. De... Românii n-au fost niciodată în stare să construiască decât într-o epocă comunistă. Nu are sens să intrăm în această discuție. Vorbim marți mai mult. Este 1 decembrie. Este un moment în care vorbim despre viitorul României pentru că sunt mai multe piedici în dezvoltare. Eu încerc să vin cu o nouă perspectivă să schimbăm ceva. Pentru că altfel toată lumea spune birocrația e mare, e greu de accesat, vin controle de la UE, mai bine facem parteneria public-privat. Tot timpul avem aceeași discuție. De data asta, în planul ăsta de național, de recuperare și reziliență. Ce nume nefericit, ce monstruozitate de fapt de pârâre, râr, băgâng, băgâng, dar...